Bună tuturor! Astăzi voi încerca să fac slime pufos cu diferite ingrediente. Voi începe cu această cremă de rasă. Sunt foarte curioasă dacă va ieși pufos. Știu sigur că cu spuma de rasă iese pufos, dar cu asta n-am încercat niciodată. Wow, ce ciudat se face! Slime-ul s-a făcut așa, nu știu, ca niște ațe. Așa că voi mai pune niște lipici. Poate iese ceva. A devenit foarte lipicios, așa că voi adăuga niște activator. Am aici apă cu glicerină boraxată. Și cam așa arată, nu mi-a ieșit deloc. Este un fail. Este pufos, dar nu știu, s-a făcut așa cauciucat. În continuare vreau să fac slime pufos cu această spumă de ras, dar voi încerca altă metodă. Voi adăuga spuma de ras direct în lipici. De data asta voi adăuga și culoare. Iar acum voi pune spuma de rasă. Are o culoare perlată. Voi amesteca. Wow, deci s-a întâmplat ceva super tare. Parcă zici că s-a activat lipiciul cu spuma asta de rasă. Super! Parcă este un slime din ăla lipicios. Voi adăuga totuși și puțin activator. Și, din păcate, a ieșit la fel ca primul slime. Este puțin pufos, dar s-a cauciucat. Nu știu
știu ce conține spuma asta de roz, foarte ciudată. Și ultimul slime îl voi face cu lipici transparent. Și spumă de păr. Voi adăuga și puțin activator. Asta sper că va ieși bine. Și a ieșit super, este pufos și miroase super bine. Ok, și cam asta este. Mă bucur că măcar unul din slime-uri a ieșit. Sper că v-a plăcut acest clip și ne vedem data viitoare. Pa!